Odată ce am stabilit prin strategia energetică națională că tranziția de la o energie poluantă la o energie curată se va face prin utilizarea gazului naturale, este foarte important ca toate capacitățile energetice românești care pot funcționa pe gaze naturale sau se pot moderniza în continuare pentru utilizarea de gaze naturale să fie susținute din acest fond de modernizare. Credem că termocentrala de la Criscan poate și trebuie să fie pusă în funcțiune, cel puțin grupul care a fost modernizat și care deja poate utiliza gaze naturale, dar cu înființarea a cel puțin încă unui grup de 200-250 de megawatts în cogenerare de înaltă eficiență, care se poate să acceseze și alte ajutoare, cum ar fi bonusul de cogenerare, un suport foarte important pentru producția de energie electrică din gaze naturale în sistem de cogenerare. În zona de energie eoliană sunt proiecte începute în zona Dudești, zona Ulmu, de 200 de megawatts, ceea ce este foarte mult în parc. Parcul, cel mai mare parc de producție energie electrică din sursa eoliană este în România, în zona Tulcea-Constanța, și este un parc de 300 de megawatts. Este cel mai mare parc onshore pe uscat din Europa. Nu este depășit ca și capacitate doar de fermele eoliene din zona Mării Nordului. În Ulm și Dudești sunt pregătite două proiecte, unul de 114 megawatts, unul de 93 de megawatts, deci aproape cât acest parc pe care comuneam, care este cel mai mare din Uniunea Europeană. Aceste investiții se vor face prin suportul Uniunii Europene în cadrul pactului energiei verzi, Green Deal. Din fondul de modernizare, practic, în fiecare an se asigură un quantum de 1,3 miliarde de euro. Acești bani se pot folosi pentru sectorul energetic. Sectorul energetic care are foarte multe oportunități în județul Brăila.